Ostașul luptă până la cap. Așa lupta frate Traian. Și peste frate Traian au venit atâtea lucruri. Au venit atâtea lucruri și din partea străinilor, dar chiar și din partea fraților, cum spune Apostolul în alt capitol, când zice în primejdii, între frații mincinoși. Acestea s-au petrecut atunci, acestea se petrec și astăzi. Dar Domnul l-a întâlnit cu putere și l-a sprijinit până când a ajuns la capăt cu bine. Doamne, localitatea aceasta, nu numai a unui frate din lucrarea aceasta a oastei Domnului, ci însăși biserica noastră a pierdut un mare om care a luptat de peste 60 de ani de întrerupt pentru cauza aceasta dreaptă, acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Însăși poporul nostru a pierdut un mare om. Acum o lună de zile am vorbit pentru cea din urmă dată cu fratele Traian, când își simțea totuși plecarea lui aproape. L-am văzut atât de îndurerat și a plecat atât de îndurerat la Domnul. Pentru că nu spunea el, poate vor trece sute de ani și peste poporul nostru, când Dumnezeu se va mai îndura să mai trimită un profet în mijlocul acestui popor. Așa cum, de altfel, au trecut peste multe popoare, sute de ani au trecut, până când Dumnezeu s-a îndurat să le trimită un om prin care să trimită cuvântul său, prin care să trimită adevărul mântuitor pentru poporul respectiv. Așa a trecut și peste istoria zbuciumată a poporului nostru. Au trecut sute de ani până Dumnezeu s-a îndurat și a ascultat rugăciunile și a amintit de jertfele părinților și înaintașilor noștri și a trimis acest mare profet al zilei noastre. Când harfa mea va zace cu cântecul sfârșit, stăpâne așează în pace pe vântul liniștit. Când inima-mi sfârșită se va opri urcând, așează liniștită în cerul cel mai blând. Când mâinile obosite lăsa vor lucrul dat, așează-le odihnite pe un cuget împăcat. Când gura mea va tace în cel din urmă psalm, închide-i sfânta pace sub semnul cel mai calm. Când ultimele lacrimi jefii vor ochii mei, odihna de orice patimi așterne-o peste ei. Când țărna mea va zace tăcută în țărna ta, o nesfârșită pace rămână după ea.
iar când o să mă lase, acolo toți ai mei, un dor de zări frumoase, întoarce-mă între ei. Iar când o să mă lase, acolo toți ai mei, un dor de zări frumoase, întoarce-mă între ei. Amin. S-a vorbit aici de o tăcere a fratelui. Cred că s-a subliniat foarte bine faptul că el s-a simțit neînțeles de cei de lângă el. S-a subliniat mai ales de ultimele sale poezii din volumul acela, Momente lângă monumente. El nu mai... sau poeziile lui se adresează din ce în ce mai puțin contemporanilor și se îndreaptă mai ales spre părinți, spre strămoși, spre aceia care au avut aceea soartă de a fi neînțelegi, de a fi vândut, sau spre râu, spre ape, spre piață. Așa cum spune o poezie adresată fratelui nostru, n-au fost betanii să nu-ți ceară prețul, nici mângâiere fără să suspini, ca să rămâi până la sfârșit strumețul cu ochii sus și gleznele în spin. Frații s-au risipit toți. Îi spuneam, aici sunt frații, așteaptă afară, dar eu așteaptă vești bune. Toți frații din toată țara întreabă în fiecare zi. Parcă simteam lucrarea întreaga Domnului ca un angrenaj uriaș, în care fiecare frate, fiecare soră, pune toată dragostea și râvna pentru a contribui cu ceva la rezolvarea acestei situații grele. Fiecare la locul lui împline o slujbă necesară și indispensabilă. În ziua răsplătirii suntem încredințați că niciun gând, niciun gest, nicio rugăciune nu va rămâne nerăsplătită. Bătăile inimii erau tot mai rare. Simțeam că sunt ultimele clipe ale vieții. M-a avut atunci întâlnul să cântăm ultima cântare. Din zorii zilei mele, în lanul tău m-am dus, cu legător de spice, așa cum tu mi-ai spus. Respirația erau tot mai înecate și grele și rare. Lămânul era inundat de apă și cântarea suna, întinde-ți peste mine veșmântul tău tăcut, la sfintele-ți picioare să adorm și eu, carul. Iar mâine dimineață mă scoală fericit, să întâmpin bucuria spre care am suferit. Arusarilor la spital la Băiuș. Toată noaptea a avut febră foarte mare, dar dacă focul era și limba și gura uscată, îi uda mereu gura și limba arse. Se dădea o luptă cumplită între viață și moarte. Dar spre dimineață Domnul a făcut să se liniștească. A mai scăzut febra și a început să deschidă ochii. Când a deschis ochii, m-a privit ca dintr-o altă lume. Parcă voia să-mi spună ceva. I-am cântat și în clipele acelea mi-a cuprins mâna cu mâna sa blândă și liniștitoare și mă ținea strâng. A întors capul spre mine, a deschis încă o dată ochii mari și apoi s-a oprit privirea pe fereastră. Era soare și se vedea numai vârfurile frumoase ale tăilor din curtea spitalului. I-am spus, astăzi e duminica rusaliilor, frații acum se roagă pentru noi împreună. M-am îngâiat ușor pe mâne și apoi a dormit iar liniștit, ținându-mi mâine. Binecuvântă fericit, o cruce și-o cunună. Tare, în munca și în lupta noastră, din zilele viitoare. Nu putem să-L mărturisim curat și sfânt, înalt, dacă nu-L cunoaștem. Și ca să-L cunoaștem, trebuie să fim în El și El să fie în noi. Și astfel, cunoștința Lui să se răsprângă dinăuntru nostru spre afară, prin viața noastră, prin iubirea noastră,
prin bunătatea noastră, prin cuvântul nostru. Și acum, în măsură în care dumneavoastră, fratele Traian, aș vrea să vă împărtășesc și frățile voastre unele din amintirile mele, pe care le păstrez către o mare scumpă de 10 de ani. Anul acesta se împlinesc 40 de ani de când ne-am întâlnit pentru prima dată. Auzisem de el și aveam așa un dor de mare, mi-era așa o siete, o foame să-l întâlnesc și chiam cântările lui, le cântam așa drag, dar aș fi dorit să-l văd, să-l cunosc, să-l aud, chiar de departe să mă pot uita la el. Și Dumnezeu mi-a prins această dorință pe care Dumnezeu l-a trimis la noi, la poporul nostru, dar noi nu i-am cunoscut. De aceea i-a avut parte de așa de mult dispreț din partea noastră, ca să spunem, nu din partea lumii, prin neascultarea noastră, prin împotrivirea noastră, prin numele noastre, prin căile noastre și după părerile și după capul nostru. Deși au fost ei oameni așa de mari, să luăm mărturia Domnului, cuvântul Lui, când a spus despre Ioan Botezătorul că nimeni până la vremea aceea din femeie nu s-a născut cineva mai mare decât El. Deși a fost El cel mai mare, însuși mărturia și asta a dat-o Domnul însuși. A fost cel mai mare pentru că a fost primul că l-a arătat pe Domnul Iisus oamenilor și l-a arătat calea mântuirii, l-a arătat mijloc prin care ei se pot mântui. Au vorbit îngerii păstorilor și le-au făcut de cunoscut nașterea Domnului. Au vorbit apoi prorocița Ana și lor din Ierusalim despre Domnul, dat pe mâini numai. Și apoi mulțimea și 30 de ani au rămas necunoscut, străini așa. Ei de la mijlocul lor, dar ei nu cunoșteau. Și acolo unde nu sunt lacrimi, acolo nu-i oastea Domnului. Spunea Părintele, acolo unde Sfânta Scriptură nu-și are cuvântul și nu-i ea autoritară, acolo nu-i adunarea oastei Domnului. Sfânta Scriptură și învățăturile bisericii, spunea Părintele Iosif, nu de statute avem nevoie. Deci avem la îndemână tot ceea ce ne trebuiește spre a putea să trăim în țara noastră și în poporul nostru în așa fel încât să o facem cu adevărat fericită, prin munca noastră, prin înțelesul nostru pe care trebuie să dăm vremurilor în care trăim noi. Dovedim că suntem copii al lui Dumnezeu, sfințând până viața noastră pe cei de jurul nostru. Dacă soțul credincios trebuie să-și sfințească soția credincioasă prin prezența lui, prin trăirea lor împreună, dacă soția, dacă e credincioasă, ea e obligată să-și sfințească soțul prin răbdarea ei, prin dragostea ei, prin tăcerea lui și invers. Și noi avem răspunderea în fața lui Dumnezeu să se sfințească toți din jurul nostru, prin purtarea noastră. Prin dragii mei, cei care suntem aici, această primă parte a acestui verset îl vedem fiecare dintre noi am fost la înmormântări și care n-am fost până acum, suntem astăzi oamenilor le este rânduit să moară. Iată, dragii mei, nu este o întâmplare aceasta, nu este ceva care să ne înspăimânte. Moartea este rânduiala lui Dumnezeu și Dumnezeu în viețile credincioșilor rânduiește aceste clipe, deci nu vine hazardul peste copiii lui Dumnezeu. Este ceva rânduit de Dumnezeu, nimic în viețile copiilor lui Dumnezeu nu se întâmplă aiurea, nu se întâmplă din greșeală, se întâmplă pentru că a rânduit Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit să-l cheme acasă, după o muncă istovitoare, după ce și-a pus totul în slujba Domnului, Domnul Iisus Hristos l-a chemat acasă pentru ca să-i dea cununa și a sfârșit alergarea, a păzit credința acest om, fratele nostru, a păzit-o și în felul acesta el s-a dus să-și ia cununa. El a fost un biruitor aici pe acest pământ și Domnul Iisus Hristos l-a așteptat cu brațele deschise, oamenilor le este rânduit să moară. Și după aceea vine judecata, dragii mei, această problemă care încă n-am experimentat-o nici unul, pe care trebuie să o vedem cu ochiul credinței, este problema care trebuie să ne preocupe pe fiecare dintre noi. În scrierile lui, în poeziile lui,
în meditațiile lui, în rugăciunile lui, în toate cuvântările, toate vorbirile lui în fața noastră, adunărilor de prin țară, oricât de intime au fost, el a vorbit pe față și oricât de largi au fost, el a vorbit pe față și de plin ce a avut de spus. I-a încredințat pe apostoli, după cum Dumnezeu vrea să ne încredințeze și pe noi astăzi, că nu ne-a lăsat și nu ne va lăsa orfani. El nu ne lasă singuri, Dumnezeu, și nici fratele Traian nu ne-a lăsat singuri, nu ne lasă orfani. Mângâitorul, adică Duhul adevărului, care s-a pogorât în aceste zile în care el a trecut în veșnicie și care a venit după el ca să le ia cu un sărut dulce și cu o îmbrățișare sfântă în sus la răsplătirea cerească, se va revărsa din plin peste lucrare și mai departe, dar cu o condiție, cu acea condiție care a fost arătată și mai înainte prin vorbirile fraților. Să împlinim rugăciunea Domnului Iisus, cuvântul și gândul rugăciunii de a rămâne una. Totdeauna, în locul cel mai drag, ascuns în taina sfântă din chivotul amintirii, căci veșnicia îi clipă atunci când mă retrag cu tine în părtășia și în liniștea iubirii. Amin. Nu trebuia să spun niciun cuvânt, dar este o cerință a fratelui dintr-un moment când îi spuneam câteva cuvinte la spital, la Timișoara, și printre altele, dânsul a spus: frate Valer, am nevoie de răbdare. Și atunci i-am citit din Epistola Apostolului Pavel de la Evrei: să nu vă pierdeți încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, că după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină răbdare și foarte puțină răbdare și cel ce bine va veni și nu va zăbovi. Răbdare, bo încă puțină răbdare, sus ochii și gândul și brațul și pașii, slăvită cetate, cerească răsare, iar cea mai frumoasă și sfântă intrare, e aceea prin care te înalță vrăjmașii. Pe fratele Traian, așa cum poate puțin dintre dumneavoastră l-ați cunoscut, dur ca să nu pătrundă lumina, uitându-se că în spatele scândurilor și ale zăbrelelor se afla lumina. Și acea lumină era în sufletele noastre, acea lumină o răspândea în jurul său fratele Traian. N-a fost ușor, n-a fost plăcut pentru trupul nostru răstignit acolo, dar l-am simțit permanent în noi, pe aceeași cruce răstignit, pe Mântuitorul nostru Hristos. Această unitate pe care am simțit-o, avându-L pe Hristos în noi, a fost aceea care ne-a dat lumină, care ne-a dat tărie, care ne-a dat speranță. Am învățat să ne iubim între noi, așa cum Hristos i-a iubit pe cei pe care i-a chemat la lumină și pe cei care au vrut să acopere lumina. Puține ne-a vorbit fratele Traian atunci, pentru că gurile ne erau ferecate. Puține și dumneavoastră astăzi poate veți putea vorbi. Nu aveți cu toții la îndemână amvoane, nu aveți cu toții la îndemână tribune,
dar aveți la dispoziție un cuvânt mai puternic decât orice vorbă. Aveți la dispoziție rugăciunea. Aveți la dispoziție dragostea. Aveți la dispoziție fapta bună. Și atunci când nu-L puteți mărturisi pe Hristos cu cuvântul, mult mai puternic îți veți putea mărturisi iubindu-vă, iubindu-i pe toți cei care vă iubesc, iubindu-i pe toți cei care nu vă iubesc, căci iubind, îl aducem pe Hristos în noi. Dumnezeu este iubire, spunea Sfântul Apostol Ioan. Iubind, îl aducem pe Dumnezeu în noi. Cine dintre noi ar putea visa o mai mare putere decât aceasta, decât să-L aducă pe Dumnezeu în sufletul său și să-L comunice, să-L împărtășească pe Dumnezeu aproape lui său? Acest lucru l-a făcut fratele Traian în închisoare. A iubit. Este lecția cea mai profundă, lecția cea mai sfântă pe care am învățat-o de la El. Și dacă dumneavoastră care L-ați cunoscut sau nu L-ați cunoscut, sau doar L-ați auzit sau doar L-ați cântat, dacă ați învățat atât de la El, ați învățat tot ceea ce ar fi vrut să vă învețe. Că nu trebuie să plângem, dar parcă ceva se rupe din ființa noastră. Simt că din inima mea și din inima tuturor fraților, nu numai cei care îi văd aici, a fraților din țară și a fraților din lume, spun de lume pentru că cu urechile mele am auzit pe malul Mării Roșii, Mediterane, Galilei, am auzit cum se cântau cântările frumoase. Și cum toți mă întrebau cine este acela care a făcut așa frumoase cântări de iubire și îmi citea cântarea aceea prima din cărțile noastre nemuritoare, Zburați cântări în patru zări, pătrundeți voi acolo.
veșnic și frumos, să-n pace și-n iubire. O unică împrățire.